Pentru Denisa și Cătălin, săptămâna a început cu o furtună de emoții stârnită de nominalizări. Doamna Viorica, nominalizarea dumneavoastră este... Denisa. Denisa, îmi pare rău. Plecarea Denisei l-a făcut pe Cătălin să realizeze un lucru foarte important. Chiar am planuri. Vreau să mă căsătoresc cu ea, să-i ofer doi copii. Cu ea să-mi formez un cămin. Cătălin și Denisa aveau să simtă bucuria unei vești neașteptate. Campania Ajut Eu a venit în întâmpinarea iubirii lor. Campania asta este despre oameni fericiți. Așa că am decis ca Denisa să rămână în continuare în casa Mireasa. O șansă nouă și un nou început. Însă, în doar câteva zile, lucrurile aveau să se schimbe radical, odată cu intrarea în competiția noilor băieți. Vrei să fiți buni cu băieții noștri! Suntem. Și pute Denisa, că îl caută de priviri. Cu mine nu prea mai vorbești, dar are și obiecte. În ce constă răceala care o am față de tine? Nu știu. De când au intrat băieți în casă, presupun, nu? Da. Dacă tu ai puteri de astea supranaturale să observi ceva ce nu există, e problema ta. În urma confruntării, Cătălină rămânea perplex în fața unei incertitudini. Poate mi s-a părut, sau poate fi eu nebun. Însă, pentru Denisa, lucrurile erau și mai clare. Înseamnă că nu-i încrezi, dacă nu-i încrezi, nu-i nimic. Doamna Geta, pe de altă parte, părea să știe ce-ar fi de făcut. Nu știu cum să vă spun, faceți boș. I-a făcut ea vreo asta de chiar, că el nu prea este gelos. Și nici nu vedea iurea. Însă, tot Cătălin trebuia să tragă propriile concluzii, restul fiind pură speculație. Trebuia să ți se pară că am conversat mai mult cu Ciprian decât cu Alexandru. Hm? Ia și gândește bine. Ce crezi că se va întâmpla azi? Presupun că se va întâmpla ce s-a întâmplat și gala trecută. Nu să voteze în veci o fată din alea care sunt aici de la bun început. A zis asta cu voce tare și cu steagul alb fluturând. Doamna Viorica, acum e și normal, o să mă voteze pe mine pentru că n-ai cum. Sau ar mai fi o variantă. La aia mă gândesc și eu. Da, 80% cred că... Hai să vezi. De ce? Că faci ce îi se spune. Crezi că o să fii din nou votată? Da. Cel puțin de persoană, sunt sigură că voi fi votată din nou. Și cred că acum, dacă luăm prin eliminare... Știm cine va ieși mama săptămâni. Nu știu ce să zic. Sunt curioasă, sunt mai curioasă cum n-am fost în nicio gală. Vrei să-ți spun? Nu. Păi nici eu nu știu. Era o glumă, nu știu. Nu știu, n-am puteri supranaturale. Aș vrea să știu, să mă uit așa în mintea mamelor. Să văd ce gândesc, ce planuri și-au făcut, cum a fost noaptea trecută. Da, nu știu, uite, Denisa, Bianca, vă simțiți dezavantajate doar pentru că nu faceți parte din garda veche? Nu chiar. Nu neapărat. Că despre asta era discuția voastră. Da, dar în același timp am și spus, nici nu le-aș condamna pe mame. La urma urmei sunt aici de la început și normal să fie mai obișnuite cu ele decât cu noi. Pe de altă parte, doamnelor, fiecare fată din casa Mireasa are șansa ei. Și gândiți-vă bine pe cine nominalizați. Să nu răpiți șansa nimănui.